Salutare dragilor, Mariana și bine v-am găsit la un nou episod de pe New Times MP. Și da, știu, nu ne-am mai văzut de mult. Da, se apropie 2 luni, cam așa ceva. Măi, înainte de a începe, dacă vă aduceți voi aminte, aveam noi panul abonaților. Stat așa o lecuță, să scot telefonul să vedem ce persoane mirifice și mirobolante vor fi astăzi pe perete. Avem în primul rând pe domnișoara Ioana Glagea. Bun. A doua persoană va fi Robert Gamer. Și o a treia persoană. Da, trebuie să dăm covorașul ăsta la o parte de aici și să dezvăluim pământul de desubt. L-avem pe domnul Alex Vlog. Și bun, avem 4 abonați pe perete. Curând trebuie să ne mutăm peretele. Și trebuie să facem în așa fel încât să-l mutăm undeva într-un loc interesant. Dacă vă întrebați ce avem aici în cutioiul ăsta, avem mății, avem papagali, avem cuțureli. Pentru că am avut incidente și a rămas fără un papagal sau doi și fără un cuțurel. Ei bine, dacă vedeți, am 20 de morți de acolo sus, scrie 20 lângă numele meu și aveam 16, cred, de data trecută. Am murit de vreo 4 ori într-un minunat raid. Eu și câteva animale. Și am zis, mă, pentru siguranța voastră să nu vă mai omor. Uite aici, așa e cam periculoso. Poți să te omor de acolo, domnule. Ei bine, dragilor, ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă? Ce am mai făcut? Ei bine, eu n-am mai făcut nimic. Acum două zile, 3 zile, m-am reapucat de joc, să zic așa. Și vedeți voi, avem chestia care atârnă acolo. Târnă, de copac. Nu o luați în seamă, aia este neimportantă. Bun, deci ce am făcut? Ei bine, m-am angajat. Și după 9 ore de muncă și alte 2-3 ore, 4 ore de facultate, de cursuri, credeți-mă că nu mai am chef să stau să mă joc. Și am zis, mă, hai să totuși mi-e dor de voi. Asta și faptul că trebuia să aleg între a rămâne SMP și a ieși. Ei bine, ce s-a mai întâmplat pe server? Mare lucru, nu cred, nu știu. Oamenii ce că au mai făcut chestii pe la spawn, au mai făcut și 3 căsuțe și se laudă că am făcut multe lucruri în 2 luni. Nici ei n-am mai jucat, să fim sinceri. Ei bine, de ce vin eu aici? Dar nu, înainte de a veni aici, să vă arăt hărtuța. Hărtuța, mapa satului nostru, bang, și intrăm aici frumos și avem nevoie de lumină, te rog frumos, lumină, bun, bun, bang, vedeți voi, i-am făcut update, hai că se vede urât așa, avem, ce s-a întâmplat în episodul trecut, acel lumber mill, acea fabrică de cherestea, și avem 1, 2, 3 și 4 căsuțe noi. Și chestia asta de aici așa e un vedeți voi imediat. Hai să mergem acolo să vă arăt ce am făcut eu mai acum 15 minute. Mai acum 15 minute tocmai am terminat de editat timelapse-urile. Chestia aia de acolo. Hai să vă arăt de sus, măi. Hai să vă arăt de sus. Ce căpă urât avem. Bun, să vă arăt așa frumos. Uitați și voi cât de șmecher arată. Mie-mi place cum arată. Mie mi se pare că a ieșit fain. Hai să intrăm așa de la început, de la intrarea în tabără. Avem aici așa o căsuță care nu este făcută pe interior deloc. Căsuța asta va... Da, va vine noaptea, mă. Bravo, mă. Deci, căsuța asta va trebui să fie un fel de bucătărie într-un loc unde se va face mâncărică pentru toată tabăra. Am afumpat pe aici. Cred că sus am umpat. Cred, sper. Da, bine, asta cred că e singura casă în care n-am pus pat, serios. Am zis că le fac interiorul la toate, n-am apucat la toate, am făcut doar la câteva, dar pe aia am omis-o. Bun, deci ați înțeles care cum stă ideea, care cum stă treaba. Aici se face mâncăruică, aici așa este un dormitor, va veni pe viitor. Aici trebuie să fac eu o chestie, o scară, o ceva, să urcăm sus. Pentru că, da, aici va fi un something something birou. Serios, mă, nu să vă cuzi. Ba, e zi. Bă, dar ce întuneric e aici? Cred că e de la shader, am idee. Și da. Să mergem mai departe. Sau stați, că mai am ceva să vă arăt la căsuța asta. Trebuie să fac o chestie să coborâm jos.
Pentru că aici a făcut eu un mic doc, o mică chestie unde poți să vii cu bărcuțul, bang bang, lași alimente și vii cu ele aici și le storagerești aici. Aici e un fel de mic depozit pentru mâncărica. Aici am făcut încă un mic doc, pentru că poți veni cu vaporașul, nu prea e rog, poți veni cu bărcuțul și să iei cherestea, da? Cred că mai bine o duci cu carul. Da. Aici am făcut un mic adăpost pentru căruț, da. Oamenii au băgat și mini blocuri, mini chest, mini jukebox, jukebox, așa, neimportant. Am făcut aici așa o mică, un resting piece, resting? Cred că am zis bine, să nu sune cimitir. Un loc, trei pâncuțe, un focșor unde poți să te aduni, să stai la un pahar de vorbă. Bun, și hai să trecem la căsuțuri. Nu sunt totalitate decorate, trebuie să iau patul ăsta, să iau chesturile astea, să iau astea, să iau astea, să le iau pe astea pe aici, așa, din mijlocul lui drum. Dar căsuțul ăsta îl am făcut și pe interior. Nu-i mare lucru, se putea și mai bine. Atât m-am descurcat, atât m-am priceput. Avem un focșor, avem un furnânce, niște lemnuțe aici de aruncat pe focșor, astea sunt tot la fel, mini bloc. Ceva de făcut mâncărică, un pătuț, niște cărți și cam atât cu asta. Mere mai departe. Asta, inițial noi făcusem ușa aici, dar am zis că da, uite aici așa o să fie nenea care are grijă de aminale de căiuți. Avem unu căiuț, doi căiuți și trei catâri. Da, e catâri, e curcitură între măgar și cal. N-am găsit doi măgari ca să facă alt măgar, așa că am curcit un măgar cu un cal. Nu știam că se poate. În realitate știam că se poate, dar nu știam în joc că se poate. Dar da, se poate. Și avem aici așa, încă o căsuță, tot la fel, pătuț. Asta e mai frumușică. Asta îmi place mai mult cum a ieșit. Mi se pare că e și mai drăguțică, mai așa e mai compactă, dar da, nu știu. Și am făcut și sus o mică chestie. Serios, te pusă jos. Urcă sus. Și aici avem încă o mică cămăruță. Un pătuț, un desk, o măsuță unde poți să stai și tu frumos pe pat ca oamenii. Asta trebuie să fie o hârtie, dar nu avem hârtie, așa că am pus niște ul. Trebuia să pună un presure plate, dar dacă te urcai pe ea, facea plioșc, plioșc și sărea presupletul. Aici trebuie să fim o floricică, dar nu, este un pahar cu apă. Un chest, niște butoaie și geme. Bun, mere mai departe, hai, coboară jos frumos, coboară în jos, lucea fărbrând. Coborând pe o scară. Avem aici a treia căsuță. 1, 2, 3, a patra căsuță. Greșesc. Care și asta tot la fel e decorată frumos și de pe interior. Tu ce ești? Tulip, tulip, da. Decorată frumos și de pe interior. Un focșor. Aici așa avem un smocher. Și alte chestii. O băncuță aici care da. Ăsta l-am pus după aia. Și da, trebuie să sari peste bărcuțe ca să te duci aici. Că aici o să fie ceva unde e ăsta mai oarecum șeful taberei și scrie chestii, dar nu are scaun, nu are nimic, vreau să vă pun scaun aici, dar rămâne așa. Nu o vezi, când vii zici că e perete acolo. Și am mai avea noi aici, da, aici avem etajul care este o altă căsuță, dar avem doar două paturi. N-am decorat nimic și aici așa avem un scaun. Arată drăguț, dar trebuie să facă decorațiuni și aici, trebuie să facem și aici sus, dar aici sus o să fie un storage, un mini storage pentru că nu avem geamuri. Și omul nu are cu ce să încălzească, dar nici aici nu e cu ce să te încălzești. Da, și coșul de fum este pe acolo. N-are nicio treabă cu focul propriu-zis, dar arată bine. Și avem aici, cum am zis, trei căiuțuri. Unu. Ah, doi. Vino cu aici, hai. Vino la pup. Hai, vino la pup, știu că vrei. Bine, că întoarce curul la mine. Și, dragilor, pentru episodul de astăzi, cam atât am pregătit. În continuare, aveți minunatul timelapse în care o să vă arăt cum am construit eu toate minunețile astea. Vreo 4 ore compactat în câteva minute. Da, atât a durat vreo 4 ore să construiesc chestia asta. Dar, pentru panoul raboranților, că na,
numai oamenii care stau și puțin și văd despre ce e vorba pe canalul ăsta și nu cer, pur și simplu vreau pe panou, vor ajunge. N-ați înțeles, nu? Eu sunt mesal binele, eu stup. Ei bine, am o rugăminte pentru voi. Pentru a ajunge pe panoul abonaților și pentru a mă susține și arăta că sunteți de minunați și mirobolanți, dragilor, vreau să-mi ziceți ce să facem pentru data viitoare, pentru episodul următor, care va apărea, din păcate, cam peste o săptămână, câteva zile. Am nevoie de timp ca să-l filmez și nu am timp, cum v-am spus și la început, și eu o să încerc să-l filmez pe mai multe zile și da, și cred că va ieși pe undeva pe la finalul săptămânii. Scuze, dar fac tot ce pot. I can't do it more. Deci, spuneți-mi pentru data viitoare ce vreți să facem, ce vreți să încercăm. Ori legat de New Times, că avem în primul rând. Dacă voi nu spuneți nimic, dacă sunteți chiar atât de răi și nu vreți să apare nimeni pe panoul abonaților și nu mă susține nimeni și nu e nimeni, nu e atât de dragă de mine, eu o să mă apuc să fac aceste 1, 2, 3, 4 căsuțe. Pentru că cam da, trebuie să împodobim sătucul. Că momentan zic că începe să arate bine. Trebuie să scot chestia aia de acolo. Chestia asta e ca să fac poză la pentru thumbnail. Înțeles voi. Și da, o să arate interesant cu astea patru căsuțe, dar aștept ideile voastre au. Aștept ideile voastre pentru ori New Times, ori pentru orice alt tutorial, orice alt juculeț dacă aveți idee. Și vă rog, nu începeți cu Assassin's Creed Unity, nu știu că n-a apărut nimic, de Valhalla sau Odyssey sau orice altceva, pentru că nu merge. Vedeți și voi, am 30 de FPS-uri fără texture pack și cu un cel mai slăbuț shader. Dacă nu știți ce shader am, e opțiuni, video setting, shaders. Avem Chocapic 13V5 Lite. V5-ul mi se pare că arată mult mai bine decât V6-le, cred că a apărut V7-le, V8-ul în ultima perioadă, n-am idee. Mi-a plăcut V5-ul, consumă foarte puțin și arată bine. Păi dragilor, în continuare vă las cu mirobolantul timelapse. Aștept propunerile voastre în secțiunea de coment, sprijinul vostru, un mic like acolo așa nu strică și mă ajută foarte mult să știu că nu muncesc degeaba pentru voi. Pentru că YouTube îmi dă bani. Ha ha ha. Nu glumesc. $1 pe lună. Este 30 de minute de lucru la servici. 30 de minute, nu, mai puțin. Având în vedere că eu nu vă spun cât iau pe zi. Că după aia m-ați întrebat de ce nu ții calculator, sărăntocule, zgârcitule. Da, pentru că zgârcit trebuie să mă calculator. Șuși, dragilor, hai! Cum să s-o oprea?